Buonasera și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dosarele Minții, dincolo de tabuuri și de canapeaua lui Freud. În seara aceasta avem o ediție specială, nu așa cum v-am obișnuit cu o dezbatere cu studenții în platou, ci o emisiune în care abordăm unul dintre subiectele foarte sensibile atunci când vine vorba despre femei. Am vorbit până acum despre întrebări ale femeilor, despre crizele femeilor, despre situații medicale cu care se confruntă femeile și care le impactează psihologic, și în această seară am decis ca alături de comisar de poliție Mihaela Rădulescu și comisar șef Andrei Vicențiu să discutăm despre ce se întâmplă atunci când femeile se confruntă cu violența. Vorbim despre violența domestică, despre ordinele de protecție și despre măsurile pe care femeile le au la îndemână atunci când au situații pe care nu le pot controla sau gestiona. Așadar, o să încep prin a vă mulțumi că sunteți astăzi aici, alături de mine și de telespectatori. Bine ați venit! Noi vă mulțumim că avem ocazia să propagăm încă o dată prevederile legii 217 privind violența domestică și să aducem la cunoștință ce pot face femeile în situația în care sunt victime. Într-adevăr, este o situație cel puțin neplăcută. Atunci când am pornit documentarea pentru această emisiune, am plecat de la faptul că există mai multe instituții și mai multe ONG-uri și fundații care adresează problema asta a violenței domestice. Din punct de vedere psihologic, violența este un act de agresivitate care, din păcate, se întâmplă pentru că face parte din natura umană. Totuși, da, deși este o parte a naturii umane, ea nu poate să existe, sau într-o societate unde legea funcționează, nu poate să existe așa cum poate și-ar dori unii. Și, din păcate, femeile, de cele mai multe ori, sunt victime ale violenței domestice. Aș începe cu o întrebare destul de simplă, dar totuși destul de importantă. Ce este violența domestică și cum ar trebui ea tratată? Asta voiam să lămurim, fiindcă se confundă foarte des violența domestică cu violența fizică. Asta nu înseamnă că prin violență domestică excludem ideea de violență fizică. Din contră, este o parte foarte importantă. În schimb, pe lângă, în conceptul acesta de violență domestică, pe lângă violența aceasta fizică, sunt și alte categorii. Și vorbim despre violența verbală, când victima, ne raportăm aici la victima, este agresată verbal, se adresează pe expresii cuvinte denigrante, jignitoare. Vorbim despre violența psihologică, când aceasta este constrânsă să facă, să nu facă un anumit lucru, să impune un anumit comportament. Vorbim despre violența sexuală, de asemenea, când aceasta este obligată să desfășoare un act denigrant. Despre violența economică, când îi se impune să nu se ducă la un loc de muncă sau să nu aibă acces la o sursă de venit, sau în situația în care câștigă acel venit, îi se limitează accesul asupra lui. Vorbim despre violența cibernetică, despre cea spirituală, adică forma de violență domestică cuprinde orice act prin care o femeie sau un bărbat este constrâns să facă ceva împotriva voinței sale. Ați enumerat până acum foarte multe forme și pe unele dintre ele nu le știam nici eu, deși sunt pasionată de subiect, motiv pentru care mă întreb câți dintre oamenii obișnuiți știu toate aceste forme. Într-adevăr și eu, atunci când mă gândesc la violența domestică, pentru că în această seară, în ciuda faptului că sunt moderator, mi-am propus să mă pun în postura unei femei obișnuite. Din fericire, eu nu trec în momentul de față prin violență domestică, dar o să încerc cumva, măcar din ce am citit, să-mi imaginez prin ce trec și atunci să vin cu problemele astea către dumneavoastră. Da, să sperăm că vă putem și lămuri. Îmi dau seama că de multe ori este foarte greu de identificat și este foarte dificil pentru aceste femei, în primul rând, să recunoască că persoana iubită sau partenerul pe care l-au ales are astfel de comportamente. Cred că prima parte despre care vorbim aici este acceptarea situației și asta o zic în calitate de viitor psiholog. Cred că primul pas este acela de a accepta faptul că anumite lucruri nu sunt cum ar trebui să fie și că nu este în regulă ce se întâmplă. Și dacă victima, să spunem că a acceptat și a început să realizeze că nu este normal să mi se întâmple așa ceva, ce poate face de acolo? Care este primul pas pe care l-are de urmat?
Deci în situația în care se află în postura a fi victima vreunei forme de violență dintre cele enumerate, sunt trei variante. Una este general valabilă pentru toate infracțiunile. Apelul de urgență 112. Când la fața locului cu siguranță se va deplasa în cel mai scurt timp o patrulă de ordine publică și vor lua măsurile în consecință, pe care o să le discutăm ulterior, referitor la ordinul de protecție provizoriu. Sau se poate deplasa la unitatea de poliție din zona de, în care domiciliază și nu numai. Asta trebuie reținut exact în situația în care, nu știu, din diverse motive consideră că nu ar vrea să apeleze la secția de poliție din zona în care domiciliază, oriunde în țară se poate duce, se poate comunica problema unui polițist și pe loc îi se va aplica un formular de evaluare a riscului și dacă se impune se va emite un ordin de protecție provizoriu. Sau ar mai fi încă o variantă, telefonul victimelor, telefonul verde, din ce știu eu, victimele violenței domestice, și îl pot și da în direct acum, 0800 500 333, unde la fel pot de data asta lua un ajutor specializat din partea unor psihologi care pot fi îndrumate cum să depășească situația de criză iminentă, dar tot prin ulterior trebuie să se deplaseze la o secție de poliție sau să sune la 112 în care situația în care se agravează problema cel puțin pe loc. Aici am atins această idee de ordin de protecție, care mie îmi place foarte mult pentru că în ultimii ani, cel puțin, s-a discutat foarte mult despre ideea asta. Am văzut foarte multe comparații, cu atât mai mult în zona din străinătate, cu foarte multe femei care spuneau că doresc măsuri, doresc să se facă ceva în sensul ăsta, că vor o dovadă concretă și palpabilă a faptului că acel agresor al lor este cumva sancționat de poliție sau de organele competente. Da. Și ordinul ăsta mi se pare că a venit exact ca răspuns la această problemă. Exact. Până în anul 2018 exista numai ordinul de protecție emis de instanța de judecată, tot provizoriu, așa se numește, pe o perioadă de maxim 6 luni. Din decembrie 2018, dacă nu mă înșel, s-a introdus și ordinul de protecție provizoriu, care poate fi emis de organele de poliție pe o perioadă de 5 zile, maxim 120 de ore. Ulterior, el este supus confirmării parchetului de pe lângă judecătoria în competența căruia s-a întâmplat fapta sau a fost emis ordinul de protecție. Și ulterior acel ordin va fi înaintat judecătoriei în vederea emiterii unui ordin de protecție provizoriu, v-am zis, pe o perioadă de 6 luni. Dar ca să vă explic și procedura. Deci o femeie abuzată, victima violenței domestice, va apela, să luăm situația în care va apela serviciul de urgență 112, la fața locului se va deplasa, cum am și precizat, o patrulă de ordine publică, îi se va aplica un formular de evaluare a riscului, un formular care cuprinde întrebări astfel încât să putem determina existența unui risc iminent și posibilitatea ca noi să emitem acest ordin de protecție. La întrebările acelea, victima va răspunde singură și le bifează singură pe acest formular de evaluare a riscului. În situația în care se întrunește un punctaj, un anumit punctaj care este specificat în metodologie, și dacă victima dorește, că asta este un lucru foarte important, deci există varianta în care acel formular să reiasă că ea este într-un risc iminent sau în situația în care nu este într-un risc iminent. De aici plecăm între alte două variante. Dacă este într-o postură de risc iminent și dacă dorește, v-am zis foarte important, se va emite acest ordin de protecție provizoriu. În situația în care victima se opune, noi nu avem posibilitatea să emitem ordinul de protecție provizoriu, însă putem să, și ceea ce și facem, să îi explicăm drepturile, obligațiile pe care le are și posibilitățile sale reale și să îi punem la dispoziție o cerere pe care o va completa și cu care se poate adresa judecătoriei pentru a emite acel ordin de protecție pe o durată de maxim 6 luni. Asta sună cel puțin promițător, dar aici mie, de exemplu, mi se naște o întrebare care probabil ar putea apărea și la o femeie în situația asta. Da. Dacă să spunem că vorbim despre o violență domestică în cazul unei familii, sunt doi soți,
Și în momentul în care femeia se hotărăște să reclame, se poate gândi la faptul că, ok, mă duc să reclam, o să fac o plângere, poate mi se dă un ordin de protecție, dar dacă el motivează că nu are unde să se ducă pentru că locuim în aceeași casă. Da, există și aici, odată cu ordinul de protecție, să iau și anumite măsuri. Ori, în principiu, niște obligații pe care trebuie să le respecte agresorul. Evacuarea acestuia din locuință și în această situație, dacă dorește, îi se pune la dispoziție pe perioada cât și are existența acest ordin de protecție să stea într-un centru pus la dispoziție de serviciile sociale, iar victima va rămâne în locuință, indiferent dacă agresorul este sau nu proprietarul locuinței. Sau o obligație ca acesta să nu se apropie la o distanță determinată de victimă, indiferent de locația în care aceasta se află, sau dacă este victimei este frică să rămână în locuința respectivă, aceasta poate fi cazată, la fel pe o perioadă a ordinului de protecție, într-un centru pentru victimele violenței domestice, care există la nivelul județului Buzău. Aici, pentru că cumva am primit așa o minge... Și unde pe lângă cazare și restul celor necesare, mai primește și consilierea din partea psihologilor specializați în astfel de probleme din cadrul DGSPC. Buzău. Aici chiar am primit așa o minge la fileu, pentru că și eu când am făcut documentarea pentru emisiunea asta, am descoperit și cred că ar fi important să menționez și eu că în Buzău funcționează două astfel de locații către care victimele se pot adresa, cum ar fi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, unde cu siguranță vor găsi sprijin, și totodată Fundația pentru Copii Sfântul Sava Buzău. Și numărul de telefon este exact cel pe care l-ați menționat mai devreme. Cred că este foarte important pentru victime să știe că există aceste resurse, pentru că tot la fel, uitându-mă pe ceea ce declară femeile sau pe care sunt temerile lor, această problematică este foarte des întâlnită, mai ales în ceea ce privește mamele care au și copii. Am văzut foarte multe mărturii de tipul: am doi copii și dacă îmi reclam soțul, pe urmă unde mă duc? Că poate voi fi obligată să plec eu sau poate nu se va lua o măsură. Din câte cunosc eu și din colaborarea pe care o avem noi cu DGSPC-ul, se pune pe lângă, v-am zis, asta consilierea aceasta psihologică și pentru ele și în situația în care există și copii minori. Există o colaborare și cu Inspectoratul Județean Școlar ca acei copii în situația în care centrul nu se găsește în raza de domiciliu a victimei să fie transferați la o unitate școlară de unde urmează să domicilieze. Li se asigură îndrumări sau sunt îndrumate pe către un loc de muncă să își singure să poată să-și ia resursele necesare supraviețuire. Adică nu sunt dependente și asta trebuie să înțeleagă, că sunt ajutate de către toate instituțiile statului să-și găsească o cale și să scape de agresor. Nu sunt lăsate singure, cu siguranță. Mă bucur foarte mult că a venit și mențiunea asta, că nu sunt singure. Nu sunt singure, nu. Sunt ajutate în măsura posibilităților și în măsura în care ele înțeleg și acceptă această situație. Fiindcă foarte multe dintre ele, din păcate, se reîntorc în mediul abuziv în care sunt obișnuite să trăiască. Din păcate, asta este într-adevăr o problematică pe care am încercat să o mai abordez și pe care o vom aborda în continuare. Vor mai exista câteva emisiuni în care, așa cum ați spus mai devreme, vom avea și psihologi sau persoane care lucrează cu aceste victime, ca să vedem și care este partea terapeutică. Însă, pentru această primă emisiune, pe acest subiect, m-am gândit că ar fi foarte bine ca din start să delimităm un cadru legal în care se întâmplă lucrurile astea. Și aici o să vin cu încă o întrebare care vizează cumva temerile femeilor. Poate în general al persoanelor abuzate, dar fiind o lună dedicată femeilor, mă refer strict la ele. Am descoperit, tot așa făcând cercetări, o întrebare pe care eu nu mi-aș fi pus-o, dar care totuși există. Multe dintre victime ar putea să se teamă că dacă vin să raporteze violență domestică sau un viol sau o formă de hărțuire sau o altfel de infracțiune sau de situație care lor li s-a întâmplat, ca să fie mai pe înțelesul tuturor, acest lucru va apărea și în cazierul lor. Și exemplul pe care l-am citit eu era ceva de genul: ok, mă duc să raportez, dar dacă atunci când voi vrea să mă angajez, va vedea pe undeva prin datele mele că am depus o plângere pentru viol, de exemplu. Da,
Nu trebuie să, în primul rând, ar trebui să încep cu o remarcă. Nu trebuie să le fie rușine că sunt victime sau că au ajuns în situația a fi victime ale violenței domestice. Asta, cu siguranță, ar trebui, nu știu, este o problemă des întâlnită. În ceea ce privește cadrul legal, cu siguranță, cazierul judiciar, în cazierul judiciar sunt trecute pedepsele definitive ale persoanelor care au fost condamnate definitiv și irevocabil, adică în cazierul judiciar nu apare plângerea unei persoane vătămate. Asta va fi cercetat în cadrul unui dosar penal, datele și cu caracter personal sunt confidențiale, nu au cum să apară pe rețelele de socializare sau exclus ca ele să primească, nu știu, un stigmat prin prisma faptului că ele au apelat la organele de poliție. Și aici încă o întrebare legată tot de zona asta de rușine și teamă pe care uneori o resimt femeile. Mă gândesc la situația în care s-a tot proliferat ideea asta și încercăm cumva să luptăm împotriva ideii că violul este normal sau că poate fi justificat, de exemplu. Și aici mă refer la o statistică pe care am descoperit-o tot la fel făcând niște cercetări, că 55% dintre români consideră că sexul fără consimțământ este justificat în anumite situații. Și de asta aș vrea să mă leg atunci când mă gândesc că poate o tânără care a fost într-un club la o petrecere, îmbrăcată într-un mod mai sumar, dar totuși este dreptul fiecăruia să abordeze orice ținută dorește, atâta timp cât nu devine și asta prin forme de nuditate o infracțiune, ar putea să se teamă că dacă merge la poliție să reclame că a fost violată și va primi o întrebare privire la situație și va recunoaște că ieșea din club la ora 2 dimineața și că era îmbrăcată mai sumar, atunci se va da din start vina pe ea. Există cumva posibilitatea aceasta ca vreodată vreun organ legislativ să dea vina pe ea? Sub nicio formă, dacă este victima unei infracțiuni și nu neapărat de viol, nu va da nimeni vina pe ea. Într-adevăr, întrebările acestea o să îi se pună pentru a se stabili situația generală și modalitatea în care a fost săvârșită infracțiunea pentru încadrarea juridică a faptei respective, dar n-ar trebui să se simtă jignită și nu ar trebui să se simtă constrânsă sau să mintă, fiindcă de asta depinde întreaga urmărire penală și modalitatea în care fapta va fi încadrată. Deci, cu siguranță, dacă o faptă s-a petrecut, aceasta va fi cercetată cu celeritate de către organele de poliție și nimeni nu va învinovăți persoana vătămată. Din fericire, datorită acestui răspuns am lămurit asta, dar din păcate la nivel social există tendința asta, tocmai de asta am vrut să ating problema asta, existând inclusiv un muzeu în străinătate în care sunt prezentate ținutele victimelor violului, cu mențiunea că sunt foarte multe dintre ele ținute extraordinar de normale și că nu contează cum ești îmbrăcată, violul tot este o infracțiune și că trebuie pedepsită. Totuși, din păcate, eu am observat la nivel social că există din partea oamenilor tendința asta de a da vina pe victimă și de asta voiam să lămurim și mă bucur foarte mult că am făcut asta. Și aici aș vrea să mă mut un pic mai departe în discuția în care, ok, oamenii ar putea să spună lucruri și victima ar putea să nu se simtă confortabil și aici, evident, recomandăm servicii de consiliere, dar ce se întâmplă cu agresorul? Dacă să spunem că el a primit un ordin de protecție, a primit un ordin de restricție, pentru că victima are ordin de protecție, dar el consideră că nu este potrivit, că poliția nu are dreptate în situația asta și se hotărăște să-și facă dreptate cu mâna lui și până la urmă să intre în casa lui. Există niște sancțiuni? Da. Conform legii 217, încălcarea ordinului de protecție provizoriu sau ordinului de protecție reprezintă infracțiuni. Și aici colegul meu vă poate da câteva exemple foarte concludente în ceea ce privește această încălcare de ordin de protecție. Sigur că orice act normativ de o asemenea importanță trebuie să existe și sancțiuni în cazul încălcării ordinului de protecție, garantându-se astfel protecția victimei pe perioada în care acest ordin de protecție a fost emis. Altfel, ar putea să fie doar o bucată de hârtie și să fie cu totul ineficient. Și vorbim aici de două paliere. În primul rând, încălcarea ordinului de protecție provizoriu, cel care a fost emis de către organele de poliție pe o perioadă de 5 zile,
unde, ca și în cazul încălcării ordinului de protecție emis de instanță, pedeapsa este de la 6 luni la 5 ani. Experiența ne-a învățat să apreciem pericolul concret al acestei infracțiuni pe parcursul aplicării acestui act normativ, pentru că aș vrea să vă spun că până în vara anului trecut pedeapsa era mai mică, era sub 5 ani și până la 3 ani și făcea oarecum, de fapt, mai bine spus, făcea în mod clar ineficientă activitatea organelor judiciare. Am să vă spun și de ce, pentru că în cazul unor forme grave de încălcare a ordinului de protecție este necesar să intervii cu niște măsuri severe, drastice, să ai o reacție promptă, astfel încât respectivul agresor, care s-a dovedit că nu și-a înțeles lecția din momentul când s-a emis ordinul de protecție și a primit anumite obligații, să fie trimis la un alt nivel și acela al răspunderii penale. Astfel, potrivit codului penal și a codului de procedură penală, mai ales, o infracțiune care este pedepsită începând de la 5 ani de închisoare poate constitui, în faza urmăririi penale, temei pentru o astfel de pedeapsă, poate constitui temei pentru arestarea preventivă a făptuitorului, astfel încât, așa cum spuneam, am primit mai multă eficiență în aplicarea acestui articol. S-a constatat probabil pe parcurs că au fost foarte multe încălcări ale ordinului de protecție, unde reacția organelor judiciare a fost, așa cum era reglementată atunci, a fost apreciată ca fiind ineficientă. Pe bună dreptate, aș vrea să vă spun, pentru că au fost multe spețe. La nivel național, Buzăul, mulțumim lui Dumnezeu, a fost ferit, dar la nivel național au fost foarte multe cazuri unde oamenilor li s-a părut totuși o măsură foarte blândă, ca să zicem așa, doar reținerea pe o perioadă de 24 de ore pe care au dispus-o lucrătorii de poliție. Pur și simplu procurorii mai departe erau legați de mâini, nu puteau seziza instanța de judecată în vederea arestării preventive. De anul trecut, schimbându-se legislația, am reușit să avem o mai multă eficiență și vreau să vă spun că la nivelul municipiului Buzău, unde gestionez situația cazurilor de violență domestică prin intermediul biroului de proximitate pe care îl conduc, au existat anumite situații și pe vechea reglementare, dar și pe actuala, unde a trebuit să luăm astfel de măsuri preventive, pentru că se demonstra că acest făptuitor, să-i spunem așa, agresor, continua să fie agresor, în sensul că deși se stabilise o anumită obligație de a nu se apropia de victimă la o anumită distanță și de regulă acestea sunt cele mai des încălcate, continua să se apropie și mai mult decât atât exercitau acte de hărțuire și chiar de violență fizică. Am avut o astfel de situație, spre exemplu, într-un caz cu o mamă a 5 copii cu vârste destul de mici, care de teama concubinului său la acel moment s-a mutat de acasă într-o altă locuință și chiar pe vechea legislație obținuse un ordin de protecție, însă concubinul, folosindu-se de o anumită situație și aceea că judecătorul nu i-a interzis să-și viziteze copiii, îi vizita la locația unde se afla și mama. Mama nu putea să plece de acolo pentru că avea inclusiv un sugar pe care trebuia să-l alăpteze periodic. Și atunci, în acea locuință, după consumarea vizitei, să zicem așa, după ce termina, înainte de plecare, fostul concubin purta o discuție și cu ea, iar prin discuție, între ghilimele, înțelegem faptul că îi administra de fiecare dată niște lovituri, da, deci o agresiune fizică, datorită faptului că alesese să plece din locuința pe care o aveau la un moment dat. Victima noastră a ales
în continuare, așa cum ați spus, că nu este o situație firească să acceptăm sau să se accepte astfel de abuzuri, totuși victima, de dragul copiilor sau chiar și din alte considerente subiective, a ales să tăinuiască, să zicem așa, să nu anunțe organele judiciare despre ce i se întâmpla, dar în final totul a culminat cu o agresiune atât de gravă încât a fost necesară intervenția ambulanței și astfel fapta a ajuns și la cunoștința noastră. Vorbim de o încălcare a ordinului de protecție aici, pentru că chiar dacă respectivul avea dreptul de a vizita copiii, pentru concubina sa, obligațiile rămâneau în continuare, acelea de a nu se apropia, de a nu lua legătura cu ea, de a nu discuta, de fapt, pentru că, oricum, practic, fiind în aceeași locuință destul de limitată ca spațiu, nu aveau cum să se izoleze, să spui, era vorba de o garsonieră și nu se putea duce totuși în altă cameră. Și el, în mintea sa, considera că este bine să-i mai aplice și câte o corecție la plecare. Și atunci, după cum vă spuneam, limitați fiind de legislația în vigoare atunci, nu am putut decât să dispunem o reținere în cazul dânsului, după care procurorul a continuat cu un control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, fiind singura formă sub care puteam să asigurăm o protecție victimei. Mai mult decât atât, pentru a o scoate din cadrul acesta toxic, s-a luat inclusiv măsura de a o muta într-un centru de protecție care este la Râmnicu Sărat, pentru a pune totuși o distanță cât mai mare între ea și agresor. Pe actuala legislație avem și aici destul de multe spețe. Ca să exemplific, am avut la începutul anului o situație în care un tânăr își agresa părinții. Vedeți că există o reticență a părinților în a reclama astfel de violențe. Erau predominant verbale, însă la un moment dat s-a trecut și la ceva mai evoluat, să zicem așa. În primă fază, scandalul a fost destul de puternic și și-a amenințat părinții cu anumite obiecte. După cum vă spuneam, reticența aceasta a părinților îi determină ca și atunci când sesizează cazurile la poliție, cu toate că după aplicarea formularului de risc, de evaluare a riscului, ne rezultă o situație de risc iminent la adresa victimei, în foarte multe situații victimele aleg să se opună emiterii ordinului de protecție. Este o prevedere expres legiferată în legea 217 din 2003, republicată și în normele de aplicare, astfel încât organul judiciar nu pot merge mai departe, nu pot emite acel ordin de protecție provizoriu. Și după această iertare, ca să zicem așa, pe fondul consumului de alcool, lucrurile au degenerat. A doua oară am avut, la câteva zile chiar, o situație în care tânărul în cauză a scos o armă și a amenințat părinții, astfel încât a fost nevoie de intervenția mai multor echipaje de poliție pentru a-l liniști. S-a luat măsura internării sale într-un spital de profil, de unde, din păcate, așa fiind procedura, i s-a dat drumul a doua zi și, deși cunoștea obligațiile pe care le avea, în urma ordinului de protecție provizoriu la care am recurs atunci, pentru că situația devenea din ce în ce mai gravă, s-a dus direct acasă la părinți. Dânsii ne-au sunat foarte impacientați și atunci ne-am sesizat și noi pentru săvârșirea acestei infracțiuni de nerespectare a ordinului de protecție provizoriu, îmi cer scuze.
Și acolo s-a mers până la arestarea preventivă a respectivului. Îmi place, mi-a plăcut foarte mult să ascult aceste cazuri, pentru că o primă mențiune cu care aș începe este aceea a faptului că multe victime nu reclamă sau se tem totuși să ceară acest ordin de protecție. Și cazul acela cu copiii și părinții a fost extrem de interesant și merită discutat. Din păcate, în momentul de față ne presează puțin timpul și vom lua o scurtă pauză de publicitate, dar vă invităm să rămâneți alături de noi pentru că revenim cu statistici, revenim cu explicații și mai revenim cu alte măsuri cu care putem să combatem aceste acte de violență. Rămâneți în continuare alături de noi! Am revenit și continuăm discuția pe care o aveam despre violența domestică și despre ceea ce se poate întâmpla atunci când anumite persoane se regăsesc fie în postura de victime, fie în postura de agresori. Am trecut prin ideea de ordin de protecție, prin ceea ce se întâmplă în cazul nerespectării lui și continuăm cu faptul că avem și niște statistici referitoare la situația acestor cazuri de violență domestică în Buzău. Și totodată spuneam mai devreme, înainte de pauză de publicitate, că mi-a atras foarte tare atenția în aceste două cazuri, o idee care este oarecum dureroasă, dar totuși adevărată. Din păcate, și asta vom discuta mai mult cu psihologii pe care îi vom avea în emisiune de-a lungul timpului, foarte multe femei continuă să creadă că violența este un lucru normal. Și asta poate fi văzut absolut oriunde se pot citi mărturii ale victimelor sau oriunde se pot urmări documentare cu ele, pentru că de cele mai multe ori apar foarte multe motivații de tipul este normal să se întâmple, este bărbat din când în când poate să mă lovească, sau am văzut chiar și declarația șocantă într-un documentar al unei femei care spunea, unei femei din postura de mame, care îi spunea fetei sale că este normal să îi mai dea câte o palmă din când în când, că dacă nu o bate înseamnă că nu o iubește. Iar acest tip de gândiri patriarhale, învechite, greșite, nu cred că am destule cuvinte să le definesc, sunt ceea ce ne ține pe loc. Dar cred că prin astfel de emisiuni sau prin astfel de mișcări putem cumva măcar să ajutăm aceste femei care au crescut poate în ideea că este normal să fie bătute și cu atât mai mult aici aș vrea să atrag atenția și asupra victimelor care vin din familii abuzive. Asupra fetelor care au crescut în familii în care violența domestică a fost comună, în care au trăit să-și vadă mama bătută, abuzată, jignită, rănită sau în toate aceste ipostaze și au ajuns mai târziu să creadă că asta este o formă de iubire și că este normal să se întâmple așa, doar că nu este normal să se întâmple așa. Și o ultimă idee pe care o voi dezvolta și cu psihologii în continuarea acestor emisiuni va fi legată de faptul că este foarte trist, dar mulți dintre copiii care nu primesc iubire așa cum ar trebui sau nu primesc afecțiune, dar primesc violență în schimb, ajung să creadă că această violență este o formă de afecțiune și ajung să construiască niște tipare greșite. Și tocmai prin aceste emisiuni încercăm să atragem atenția că în realitate nu este așa și că nu trebuie să fie așa și că indiferent cât de greu ar părea să spargi acest cerc vicios, în realitate există organe competente, există instituții ale statului și există suport pentru a trece peste aceste situații. Și acum mă reîntorc la partea legală pe care mi-am dorit-o în seara asta. Da, eu consider că mediatizarea prevederilor legii 217 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice începe să-și facă, să dea roade. În momentul în care femeile ies din această idee pe care o menționam și dumneavoastră de a crede că tipurile acestea de violență reprezintă normalitatea, atunci apărem noi. Ele sesizează cazurile către poliții sau către DGASPC-uri. Observă o creștere, adică dacă în anul 2020 am avut în jur de 1500 de apeluri și plângeri de fapte din spectrul violenței domestice, în anul 2021 am ajuns undeva la aproape 2000, 1970, ceea ce înseamnă că alte 500 de persoane au conștientizat faptul că nu reprezintă o formă de iubire sau de atașament, ci violența domestică nu este benefică și nu trebuie să existe în situații de acest gen. Acum au fost emise, de exemplu, în 2021 au fost emise 183 de ordine de protecție provizorii și
158 de ordine de protecție de către instanța de judecată. Au fost cercetate sau sesizate 717 fapte din spectrul violenței domestice. O pondere foarte importantă o au infracțiunile de lovire sau alte violențe, amenințare, abandon de familie, de asemenea, și nerespectarea ordinelor de protecție și a ordinului de protecție provizoriu. Raportându-ne la mediul urban și rural, că și aceasta este o problemă, au fost 346 de fapte în mediul urban și 371 în mediul rural, ceea ce înseamnă că și populația din mediul rural, care are acces un pic mai greu, spun eu, sau aveau la aceste forme de mediatizare, conștientizează și au apelat la noi și la poliție ca să readucem situația la normal. De asemenea, dintre aceste infracțiuni, în domiciliu s-au întâmplat 444, iar 273 în spațiu public. Într-adevăr, violența în familie ca și infracțiune este o infracțiune care se petrece într-un cadru intim, într-un cadru familial, și accesul nostru este destul de greu. Și avem nevoie de victimă, avem nevoie ca ea să conștientizeze că nu este benefic ceea ce îi se întâmplă și să ne sesizeze. Că din momentul în care noi suntem sesizați, se întocmește acel dosar penal și se parcurg toți pașii care să ducă la normalizarea situației. În această încercare de normalizare a situației și în acest demers, din cercetările mele, presupun că mai pot exista și destul de multe confuzii. Adică și cred eu că cel puțin eu m-am lămurit cu ce presupune violența domestică și că nu este doar violență fizică, și asta este un lucru foarte important de reținut, o mențiune pe care o să mai fac și eu în viitor, dar cred că foarte multe persoane ar putea să confunde și ideea de violență domestică sau de violență în general cu ideea de hărțuire, și aici mi se pare că este o discuție care ar merita puțin atenție, în sensul în care această idee de hărțuire a devenit cumva la modă, este foarte folosit acest cuvânt și aș vrea cumva să încerc și eu și cei care ne urmăresc să înțelegem ce presupune mai exact această hărțuire și cum poate fi ea semnalată, dacă chiar este cazul să fie semnalată. Deci, într-un sens larg, așa cum este ea reglementată de codul penal, hărțuirea reprezintă o faptă de a se urmări o persoană fără drept sau fără un interes legitim, ori locuința acesteia, ori locul de muncă al acesteia sau alte locuri pe care aceasta le frecventează, iar această urmărire trebuie să fie de natură să-i cauzeze o stare de temere. Aceasta fiind varianta agravantă. O altă variantă prevăzută de codul penal este cea a hărțuirii prin anumite mijloace de comunicații, de date, la distanță. Mă refer la mesajuri, la apeluri video, la SMS-uri, care de asemenea trebuie să fie de natură a crea o stare de temere persoanei căreia îi sunt adresate. Referindu-ne strict la problematica pe care o abordăm în această emisiune, o astfel de hărțuire este posibilă în cadrul violenței domestice. Ea intervine de regulă atunci când victima, de cele mai multe ori sau într-un procent covârșitor, femeie, hotărăște să se rupă de acea relație toxică și pe care o percepe ca fiind în limitele nefirescului, și atunci se desparte de persoana cu care a conviețuit. Nu este obligatoriu să existe și o sesizare către organele de poliție pentru așa ceva. Pur și simplu, pe fondul unor situații tensionate, se poate ajunge, nu este nevoie să se ajungă chiar la violență fizică. Persoana în cauză hotărăște să se despartă și să ia o pauză, ca să zicem așa. Însă, pe parcursul acestei pauze, am întâlnit destul de multe cazuri în care celălalt, soțul sau concubinul, devine foarte insistent în a încerca să o convingă să se împace și să revină în
domiciliul conjugal sau să reia relația. Și această insistență se poate materializa în ceea ce am spus mai devreme, în a o urmări pentru a vedea ce face, unde se duce, cu cine intră în legătură, de a se deplasa la locul de muncă unde se interesează la colegi despre program sau despre alte aspecte ce țin de locul respectiv, de a o căuta în anumite locuri pe care le frecventează și toate acestea, bineînțeles că nu pot decât să stârnească o stare de disconfort inițial și apoi chiar de temere persoanei în cauză și atunci ne sesizează și ne investește, ca să zic așa, să luăm măsurile care se impun. În astfel de cazuri, cum spunea și colega mea, noi parcurgem întreaga procedură pentru a constata dacă ne aflăm în prezența unui risc iminent, aplicarea acelui formular de risc care este unic pentru toate cazurile de violență ne dezvăluie dacă există acest risc iminent și în funcție de rezultat luăm măsurile care se impun. Aș dori să precizez că chiar și în situația în care nu există un risc iminent, pentru că avem și astfel de situații, totuși noi consiliem victima în sensul în care îi punem la dispoziție toate informațiile de care are nevoie pentru viitor, astfel încât, dacă se mai repetă astfel de situații, să poată să apeleze la organele sau la instituțiile care o pot ajuta. Iar prin aceasta înțeleg inclusiv faptul că îi punem la dispoziție un formular pentru emiterea ordinii de protecție cu care se poate deplasa la instanța de judecată dacă pe viitor se consideră în pericol și dorește emiterea unui ordin de protecție. De asemenea, aș dori să vă mai dezvălui ceva ce sunt sigur că multă lume nu știe. Avem foarte multe cazuri în care persoanele de sex feminin aleg să reia această relație pe care au avut-o, să-i mai acorde o șansă. Este problema dânselor, însă aș vrea să precizez că în cazul în care deja a fost emis un ordin de protecție de către instanță sau un ordin de protecție provizoriu de către poliție, în cazul în care din inițiativa persoanei vătămate, a victimei, să-i spunem, da, se încalcă prevederile acelui ordin de protecție în sensul că de bunăvoie îl invită pe agresor în locuința sa și în preajma sa, atunci suntem în prezența unei încălcări a ordinului de protecție chiar din partea persoanei agresate și există o prevedere legală prin care ele pot fi obligate la plata cheltuielor de judecată ocazionate de emiterea acelui ordin de protecție. Din păcate aici cred că ar fi foarte utilă intervenția unui psiholog, pentru că din ceea ce mai știu eu despre situațiile astea, de obicei aceste victime, cred eu, și am încercat să înțeleg acest fenomen, se trezesc în situații în care ori au îndoieli cu privire la ceea ce au ales să facă, crezând că au greșit ele sau că sunt ele vinovate pentru că partenerul le-a agresat. Am mai întâlnit și această mentalitate care, din păcate, va fi discutată și pe mai departe, că este vina mea că mă bate, dacă aș face mai bine felul acela de mâncare, nu m-ar mai fi bătut, ceea ce din start este complet greșit, sau momente în care sunt oarecum amenințate cu diverse temeri pe care ele le au, pentru că, din păcate, agresorii au acest talent de a simți temerile victimelor lor și se mai află în situații de genul, ok, ai renunțat la mine, dar nu vei mai găsi pe altcineva care să fie alături de tine sau nu vei fi în stare să te descurci singură. Și cred că astea pot fi motive pentru care aceste victime se reîntorc la agresor. Bineînțeles, nu victime care nu sunt motive care să justifice de ce legal o fac, dar în principiu, din păcate, știu și eu că ele există. Să știți că ăsta este și motivul pentru care infracțiunea, deci ne referim la infracțiune, nu la noțiunea de violență domestică, infracțiunea de violență în familie poate, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu. Adică noi în situația în care ne dăm seama că voința, nu este expresă voința persoanei vătămate de a se împăca, nu știu, de a se retrage plângerea, noi putem să continuăm cercetările și peste, bine, cu acordul procurorilor, ca să
vedem exact motivul care a condus la o împăcare sau o retragere. Și mai este situația în care, dacă refuză, ne aflăm în fază incipientă, când aceasta a apelat la 112 și noi suntem la fața locului, a ieșit că există un risc iminent pe formularul de evaluare a riscului, dar ea refuză emiterea acestui ordin de protecție. Suntem capabili sau putem, dacă sunt semne la fața locului, să considerăm că este totuși într-un, chiar dacă refuză acest ordin de protecție, ea se află totuși într-un pericol real. Noi deschidem o mapă a stării conflictuale și urmărim cazul și ulterior, prin activitățile pe care noi ca și polițiști le desfășurăm. Adică nu luăm întotdeauna de bun, ca să mergem și pe partea de psihologie, nu luăm întotdeauna de bun refuzul victimei de a emite acest ordin de protecție sau faptul că ea declară cu zâmbetul pe buze după ce spune că a fost bătută, da, un exemplu, că totul este în regulă și că s-a împăcat. Nu. Sunt într-adevăr situațiile limitate, când semnele sunt foarte vizibile și putem să le percepem noi, că nu avem și calitate de psihologi, dar sunt și situații de acest gen. Cred că totuși este foarte bine că există această posibilitate de a se urmări și de a se încerca cumva să fie ajutate mai presus de posibilitatea lor de a înțelege în realitate victimele acestea. Și pentru că, din păcate, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, care totuși ar mai putea continua cu siguranță cel puțin câteva ore, aș vrea să mai ating un ultim subiect care este destul de sensibil atunci când vine vorba tot la fel de violențe și acte de violență împotriva femeilor, și anume violul. Și aici mi-a atras atenția din căutări și tot la fel, din încercarea de a înțelege de ce se întâmplă foarte multe lucruri care n-ar trebui să se întâmple, ideea de viol conjugal. Și cu atât mai mult faptul că probabil că pentru multe femei va suna foarte ciudat acest termen și apoi ce urmează să discutăm. Dar în realitate, foarte multe femei se regăsesc în postura în care, crezând că pentru faptul că sunt căsătorite sau că locuiesc în aceeași casă cu partenerul lor, sunt obligate și să se angreneze în activități sexuale oricând acest lucru este solicitat de către partener. Și deși cel mai probabil este foarte greu de stabilit și foarte greu de discutat acest subiect, aș vrea cumva să vedem dacă există și dacă se pot lua măsuri în cazul în care se constată că, într-adevăr, a fost o victimă. Așa cum am menționat la începutul acestei emisiuni, în sfera violenței domestice intră și violența sexuală. Și aceasta se referă la acte, obligarea de a desfășura anumite acte denigrante sau chiar situația în care există o lipsă de consimțământ asupra actului sexual, indiferent cine sunt partenerii. Deci, violul conjugal există, într-adevăr, nu este o infracțiune distinctă prevăzută de codul penal. Intră în categoria infracțiunii de viol. Nu contează cine sunt sau ce relație de rudenie există între victimă și agresor. Important este ca acel act sexual să fie desfășurat fără consimțământul persoanei vătămate. Deci, în situația în care femeile, în principiu, victimele ajung să fie victimele unui viol conjugal, acestea se pot adresa organelor de poliție, așa cum am precizat, ca la orice infracțiune, ori prin sistemul 112, ori prin plângere, pot sesiza organele de poliție, iar activitățile se vor desfășura așa cum se desfășoară conform codului penal și codului de procedură penală pentru orice infracțiune. Cu această mențiune aș vrea să închei și eu că este foarte important ca, indiferent ce s-ar întâmpla, atâta timp cât femeile sau și bărbații, bineînțeles, cu un disclaimer că, deși luna aceasta a fost dedicată exclusiv femeilor, luna viitoare va fi dedicată exclusiv bărbaților, este foarte important, atât pentru femei cât și pentru bărbați, când simțim că ceva nu este în regulă, să apelăm mai departe la serviciile care ne pot ajuta, printre care și serviciile de poliție, pentru că, în ciuda faptului că aici promovăm foarte mult ideea de terapie și de modul în care ne poate ajuta psihologia în viața de zi cu zi, uneori este nevoie de mai mult decât capacitatea de a înțelege și de a fi tu bine cu tine și este nevoie de o intervenție din exterior. Este, de obicei, nevoie de intervenție legală. Și cu această mențiune încheiem această ediție, cu faptul că este foarte important să reclamăm și să
luăm în mâinile noastre responsabilitatea atunci când este nevoie și, bineînțeles, vă invit, ca de obicei, să rămâneți în continuare alături de noi pe Campus TV. O seară frumoasă!